Seară franțuzească la Târgu Jiu, pianistul Florin Berculescu și violonistul Ilie Cealăcu vor susține un recital de excepție pe scena Teatrului Dramatic Elvira Godeanu. Cei doi vor interpreta piese din repertoriul marilor instrumentiști francezi. Concertul se înscrie în seria Recital Extraordinar, în perioada următoare fiind organizate mai multe astfel de evenimente tematice. Concertul va avea loc sâmbătă 25 martie de la ora 19. Evenimentul care se va întâmpla sâmbătă, 25 martie, de la ora 19, la noi, la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu. Acest recital extraordinar face parte dintr-un program din seria celor propuse de domnul Marian Negrescu, managerul instituției noastre, în perioada de management 2016-2021. Ilie Cealăcu este profesor de vioară la Liceul de Arte Constantin Brăiloiu din Târgu Jiu și un artist de excepție. A declarat că este încântat că va urca pe scena teatrului pentru a concerta pentru târgujieni și speră să le bucure sufletele cu muzica sa. Am planificat oarecum destul de mult timp această manifestare artistică și că dorim din tot sufletul să ne comportăm ca adevărați profesioniști și să mulțumim pe cât se poate publicul, care sperăm că va fi prezent în sală, și să-i bucurăm. Pianistul Florin Berculescu va concerta alături de Ilie Cealăcu și vor încânta spectatorii cu un regal de muzică franțuzească. Am avut Schumann integral, am avut Chopin, am avut Beethoven, am avut Mozart. Și chiar mă întrebam anii trecuți când o să atac, să zicem, și o seară de muzică franceză sau o seară de muzică rusă. Am promis acest lucru și printre câteva variante pe care le aveam de recital, mi-am colțit o altă idee, zic, dar de ce singur? Până acum am concertat singur, o să continue și acest proiect de a susține recitalul singur. Prețul unui bilet este de 10 lei pentru elevi, studenți și pensionari, iar biletul întreg este 15 lei.